Deci consider că noi, rolul nostru, administrației și a întregului colectiv, este să menținem o legătură constructivă cu părinții și nu numai, dar cu întreaga comunitate. Cred că lucrurile pot funcționa la nivel de instituție de învățământ doar dacă fiecare conștientizează importanța protecției copiilor pe internet. Atât profesorii, cât și directorii adjuncți, psihologul școlar, cadrul didactic de sprijin, părintele, cât și noi, directorii de instituție, putem face pași concreți pentru a ajuta pe copii. Rolul echipei manageriale, sigur că este cel imbold care trebuie să orienteze cadrul didactic pentru a propune această informație copiilor mult mai ușor, mult mai bine, mai combinabil, ca copilul să poată să asimileze acest moment, să fie pentru folosul lui. Astăzi, când și această pandemie a venit peste noi și copilul este antrenat și în lecții, în orele de curs, dar și în afara orelor de curs, ei comunică foarte mult cu prietenii. Cea mai mare parte a zilei și-o petrec pe internet. Și atunci când noi la școală le povestim niște lucruri, unde pot ei să găsească o protecție în caz de necesitate, cum pot ei să navigheze în siguranță pe internet, ei sunt oarecum pregătiți să facă față unor provocări pe care le pot avea navigând în internet. Eu, ca profesoară, vin cu rolul de a îi face să înțeleagă că tot ce este pe online rămâne pentru totdeauna. Și atunci când interacționăm cu cineva pe care nu-l cunoaștem, ar fi bine să fim discreți și să apelăm poate la mai multe tehnici de asigurare și de a fi sinceri cu noi înșine ce am vrea ca acea persoană să cunoască despre noi. Fiecare diriginte ar trebui să folosească acest privilegiu și posibilitatea pentru a fi mai aproape de elevii săi și pentru a-i ajuta să aleagă în mediul online doar ceea ce este sigur și bun pentru ei. Nu este ușor, dar cine a zis că ceea ce facem noi, cadrele didactice, este ușor? În schimb, alături de alți responsabili din școală, alături de părinți, contribuim la educarea unei generații active, pozitive și responsabili, atât în viața reală, cât și în mediul virtual. E important ca și noi părinții să fim informați despre cum să discutăm cu copiii pe aceste teme sensibile. Însă cel mai corect și bun ghid și aliat al părinților, după părerea mea, poate deveni școala. Psihologul are un rol important în abilitarea adulților care lucrează direct în prima linie cu copilul. Lui revine la fel misiunea de a interveni prompt în cazul depistării unor situații. A doua parte de lucru al psihologului este de a lucra cu copilul. Sper că odată cu pilotarea standardelor de către școala în care învață copilul meu, să pot beneficia și eu ca părinte de unele instruiri, activități, la care să aflu răspunsuri la toate aceste întrebări. Consider că cel mai bun exemplu este cel personal, pentru că noi zilnic, fiind pe online, avem diferite situații în care probabil suferim și noi niște consecințe negative. Avem nevoie de instruiri și suporturi didactice pentru a ști cum să le vorbim copiilor despre riscurile cu care se pot confrunta pe internet. Mă bucur că avem unele repere care ne ghidează în cum să organizăm lucrurile altfel la nivel de școală și sper că în curând modelul școlii sigure online și standardele pentru siguranța copiilor online să fie multiplicate în toate instituțiile de învățământ din țară. Noi toți suntem responsabili de siguranța online a copiilor noștri. Responsabil de siguranța și protecția copiilor în mediul virtual e toată comunitatea. Nu doar noi, cadrele didactice. Niciodată nu vom avea un succes la orice subiect dacă nu vom avea o permanentă legătură, o colaborare constructivă cu întreaga comunitate. Trebuie să știi de asta și administrația publică locală și ceilalți actori educaționali, că noi împreună ne dorim un mediu al copiilor sănătos.